Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamătescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TechSoup și o să mă tot auziți, m-ați tot auzit, în cadrul webinarilor. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft și Google. Peste 2200 de organizații sunt deja înscrise în program. Cea de-a doua ediție a Școlii Digitale de anul acesta va dura până în luna iulie. Anul trecut am pornit proiectul ONG Online cu sprijinul fondului ONG în România și a cuprins, pe foarte scurt, 11 webinarii online și 6 evenimente offline în țară. Pe site-ul ongonline.techsoup.ro găsiți toate webinarile și resursele din prima ediție. Anul acesta, în cadrul fiecărui webinar, veți primi și o temă. Această temă este opțională, dar recomandată pentru a vă completa experiența dumneavoastră de învățare. Participanții cu o prezență la minim 6 webinarii, cu teme făcute, vor primi la sfârșit și diploma de participare. Astăzi avem un webinar special pe o temă de actualitate. Vorbim despre informațiile de care suntem bombardați zilnic în online cu Nicoleta Fotiade, președintele MediaWise Society, formatoare și expert în domeniul educației media, editor și coautoare a mai multor studii de cercetare media și materiale de educație pentru competențe mediatice. Mai multe despre ea o să vă postească chiar ea în minutele următoare. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat, este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. Puteți adresa întrebările voastre pe chat, în dreapta ecranului, iar noi le vom citi pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Nicoleta, când vrei, poți începe. Mulțumesc, Ana, mă auziți? Auzim foarte bine, da. Perfect. Să vă arăt și ecranul acum. Sper că nu știu. Bun, să-mi deschid și chat-ul. Bun, cred că sunt ok. Totul e bine, te vedem. Mulțumesc, Ana, și mulțumesc mult. Perfect. Mulțumesc mult pentru participare fiecare în parte. Văd colegi ONG-ști din aproape toate regiunile țării, chiar și din Republica Moldova. Salut Timișoara, Târgu Jiu, Sibiu, Cluj, Făgăraș, Constanța, Brașov, Botoșani și, bineînțeles, București, doar ca să menționez câteva dintre ele. Despre mine două cuvinte. Am studiat jurnalism acum mai bine de 15 ani, dar nu am practicat pentru că am făcut cercetare media la Agenția de Monitorizare a Presei și apoi am început un program de educație media acum 14 ani. În prezent încerc să construiesc proiectul MediaWise Society alături de o echipă de alți 4 oameni și scopul nostru este să creștem competențele media și digitale ale copiilor și tinerilor cu ajutorul profesorilor, al bibliotecarilor, formatorilor din ONG-uri chiar, într-o comunitate de practică. Suntem la începutul comunității de practică, în sensul că ne concentrăm foarte mult pe producția de resurse de educație media, pe care le puteți găsi pe site-ul nostru mediawise.ro. Dar încercăm în același timp să creăm și o ofertă de ateliere și webinarii, iar acesta este primul
webinar, practic este, experimentăm primul webinar alături de colegii noștri de la Asociația TechSoup România, cărora le mulțumim foarte mult pentru oportunitate. Dar să mă întorc și la webinar. Scopul webinarului de astăzi, mă scuzați, este următorul. Ideea de a-ți exersa obiceiul de a chestiona informațiile cu care te întâlnești online. Bănuiesc că dacă te afli aici, cel mai probabil ți-ai pus întrebarea și eu cum verific dacă informațiile astea sunt adevărate sau nu. E bine, la webinar vei afla întrebările cheie pe care să ți le pui atunci când vrei să verifici informațiile. Accentuez cuvântul vrei pentru că este foarte important. Dacă nu ai chef și disponibilitate să o faci, s-ar putea ca acest ghid pe care îl voi prezenta astăzi să nu vă ajute foarte mult. De asemenea, o să încercăm să reflectăm puțin și la felul cum te informezi și cum distribui informații online. Spuneam că e importantă disponibilitatea ta de a verifica informații. Presupun că de vreme ce te-ai înscris la acest webinar, această condiție e deja împlinită, cel puțin pentru moment. Bineînțeles, nu se așteaptă nimeni să folosești toți pașii de fiecare dată sau să te intereseze absolut toate informațiile cu care te întâlnești online, să te asiguri că toate sunt credibile. Uneori avem disponibilitate, alteori nu. Uneori suntem prea nervos să mai verificăm ce am aflat și vrem să dăm mai departe ca să împărtășim nervii cu prietenii și cu tot Facebook-ul cât mai rapid posibil. Pentru început vă propun 3 întrebări de încălzire. Sper că sunteți de acord. Prima întrebare, și puteți răspunde pe chat, este de ce mă informez? Câteva secunde ca să puteți răspunde. Deocamdată nu văd. Aha. Mă informez pentru a lua decizii corecte, să nu fiu ușor fraierit, pentru a fi la curent cu tot ce e nou. Am nevoie de informații când mă interesează un domeniu sau un eveniment sau o organizație. Un om neinformat nu este un om sigur. Pentru a fi la curent cu toate noutățile din sfera de activitate a ONG-ului. Practic, ați identificat câteva din nevoile și beneficiile pe care le obținem atunci când ne informăm online sau din diverse alte media. Într-adevăr, ne informăm ca să fim la curent cu ce se întâmplă în lume, ca să luăm decizii din pură curiozitate uneori, ca să ne ținem conectați la realitate, să ne formăm opinii, să ne confirmăm diverse idei și valori. Când ne informăm, învățăm despre societatea în care trăim, așa? Ne construim chiar și identitatea personală pe baza anumitor informații. Ne informăm ca să știm ce și cum să comunicăm cu ceilalți, de multe ori. Ori informarea, în multe situații, ne dă și un sentiment de siguranță. Bănuiesc că țineți minte protestul de stradă care a fost în februarie, protestele de stradă din februarie 2017. În momentele acelea informarea era crucială pentru că discursul era destul de panicos. Nu se știa cine a organizat, circulau tot felul de informații cu scop de dezinformare mai mult sau mai mare. Da, la o informare atentă era destul de ușor de aflat că totuși era vorba de un protest legitim. Mă informez pentru a avea o perspectivă largă asupra unui subiect sau tip de subiect, mai spune cineva, pentru cultura generală, dar și pentru partea profesională. Sigur că, da, validarea intelectuală e importantă. Mă informez pentru a cunoaște lucruri pe care nu le știu și pentru a verifica dacă ceea ce știu este corect. Iată,
cum spuneam mai devreme, pentru validare. Bun, dar ce crezi? Te informezi mai mult datorită internetului? Vă rog să alegeți una dintre cele trei variante. Da, nu, nu cred, nu știu. Așteptăm câteva secunde pentru a vota toți. Sigur că da. Se pare că este unanimitate până acum, 78% de voturi. Toată lumea este de acord că ne informăm mai mult datorită internetului. Dar te informezi mai bine datorită internetului. Aceleași variante de răspuns, da, nu, nu cred, nu știu. Deja răspunsurile variază mai mult la această întrebare. ? 70%, da, credeți că ne informăm mai bine. 15% nu și alți 15% nu sunteți foarte siguri de dacă ne informăm mai bine sau nu. Sper că după acest webinar să aveți un răspuns măcar parțial. Ce presupune să fii bine informat? Să știi mai multe sau să știi mai puține, dar în profunzime? Adică să-ți verifici informațiile, să știi cum să-ți alegi sursele de informare. Online te poți informa mai mult și mai bine, dar la fel de bine te poți informa mai prost. Asta dacă nu aplici câteva reguli de bază și dacă nu te gândești puțin la felul cum te informezi online. Întrebarea pe care ar trebui să ne o punem de la bun început este aceasta. De ce uneori oamenii cred știri despre care știu că ar putea fi false? Dacă aveți opinii legate de această întrebare, vă rog să le scrieți pe chat. Pentru că tindem să credem ceea ce vrem să credem, vă spun eu, este mult mai simplu să fim de acord cu ceea ce ne confirmă propriile convingeri sau păreri, nu-i așa? Doar nu o să dați bani pe un abonament la un ziar care permanent este în opoziție cu convingerile dumneavoastră, nu? De exemplu, vreau să cred că azi nu va ploua, chiar dacă la meteo a anunțat ploaie, pentru că trebuie neapărat să-mi pun pantofii aia sub pe care abia i-am cumpărat. Alt exemplu, vreau să cred în știrea cu OZN-ul, pentru că vreau să cred că există extraterestri. Vreau să cred că cu tare politician va face ceea ce promite în campanie. Vreau să cred că un detox cu prafurile recomandate de Cutărică Vedetă o să-mi transforme viața și voi fi cea mai sănătoasă persoană din lume. Deși undeva în adâncul minții mele știu bine că mă mint, nu-i așa? V-ați pus vreodată întrebarea asta? De curând m-am uitat la un serial la HBO, Plictisit de moarte, nu știu dacă vă este familiar. Dacă vă este cunoscut, este o scenă foarte drăguță apropo de asta. Personajul principal, în timp ce se uita la eticheta unei sticle cu suc presat, spune, așa gânditor, de ce cred mereu ce scrie pe etichetele alimentelor sănătoase? Și continuă cu un ton admirativ și totuși dezarmat. Cei care le concep sunt foarte convingători. Genul ăsta de reflexie, cred că... sau genul ăsta de întrebări, cred că ne le punem destul de rar. Sau poate că sunt printre voi și oameni care se analizează foarte des. Dar, de fapt, genul acesta de întrebări este util uneori când ne informăm, mai ales online. Ce aș vrea să rețineți, și cred că este important, este că modul în care noi relaționăm cu media și ne folosim de media din jurul nostru, nu este neapărat unul rațional. Ceea ce decidem să credem
are de-a face cu emoțiile noastre, cu fantezia noastră, cu dorințele noastre, la fel de mult cât are de-a face cu gândirea critică sau cu acel calcul rațional de analiză și evaluare. Informarea bună nu ține numai de un set de reguli pe care îl aplici sau de calitate sau numai de calitatea informației așa cum a fost ea produsă de autor, ci și de disponibilitatea ta de a chestiona acele informații, așa cum spun la început. Dar puteți să-mi spuneți, vă rog, ce este o știre falsă, după părerea voastră? Aștept răspunsurile pe chat câteva secunde. Pentru că tot vorbim de știri false, este o întreagă dezbatere publică, nu numai în România, pe tot globul pământesc, o dezbatere amplă despre știri false și eram curioasă să știu ce manipulare, spune cineva. O știre care nu este pe surse sigure, o manipulare cu un anume interes. Politic. Cinismul față de informație e la fel de rău cu a nu chestiona informațiile deloc, atenție. Știre senzațională menită să creeze reacții, puncte de vedere puternice. O știre care nu are o bază reală sau se bazează pe ceva real, dar are multe informații false în jurul ei. O știre care conține informații, intenționat sau neintenționat, incorrecte, eronate. O denaturare voită a mesajului transmis, cu scopul de a deturna atenția, o știre neverificată sau care a fost concepută din start ca știre falsă. Mă bucur că ați identificat ideea de intenție. Într-adevăr, o știre falsă conține în definiția clasică, conține informații fabricate cu intenția de a înșela sau de a dezinforma publicul. Dar, de fapt, când vorbim despre știri false, operăm cu propriile definiții, după cum se poate vedea și pe forum. Discursul din jurul știrilor false, din această dezbatere publică globală despre care vă spuneam, tinde să fie unul alarmist, panicos. Nu dezbatem despre știri false în cei mai raționali termeni. Iar aceste știri false, nu știm exact ce înțelegem prin ele, sau înțelegem mult mai multe lucruri decât credem, tind să devină țapi ispășitori pentru toate evenimentele care nu ne convin. Vezi Brexit sau alegerea lui Trump în Statele Unite. Sigur că dezinformarea poate fi unul dintre motivele care au condus la aceste evenimente, dar nu putem ignora și ceilalți factori de natură socială, economică, când vorbim de evenimente atât de importante ca Brexit și alegerea lui Trump. De altfel, Trump are propria lui definiție pentru o știre falsă. Orice știre care nu este în acord cu propriile lui păreri și convingeri este o știre falsă. Iată, o nouă definiție. Cineva a făcut o mică categorie, câteva categorii de știri false și aici vi le prezint. Conținut 100% fals, produs cu scop de a înșela, de a face rău, manipulare, cum spunea cineva, când informații și imagini reale sunt manipulate, sunt înșele, de obicei imaginile sunt scoase din contextul lor original, nu stă nimeni să le schimbe compoziția, ci pur și simplu le schimbă legenda și le pune în cu totul și cu totul alt context. Apropo de intenție sau fără intenție, știre falsă poate deveni un articol parodie care a fost publicat fără intenția de a dezinforma, dar care are potențial de a păcăli. Foarte ușor, distribui un articol de pe Times New Roman pe
pe Facebook și dacă nu ești destul de atent să vezi că este vorba de un articol satiric, s-ar putea să crezi. Dar asta, din nou, ține de discernământul celui care citește știrea și crede ce citește acolo, așa cum spunea la început. Calitatea informațiilor nu depinde numai de cel care le produce, ci și de cel care le primește și le receptează. Bun. Asta doar așa ca să ne facem puțin o idee despre faptul că știre falsă nu e o anumită rețetă, o singură rețetă pe care noi toți o interpretăm în același mod. Nici vorbă de așa ceva. Mai departe. Haideți să vedem totuși. Mă scuzați, este foarte... Așa. Cum îmi dau seama când o știre dezinformează? Și acum ne apropiem ușor, ușor de acele întrebări cheie pe care ar trebui să ni le punem atunci când încercăm să stabilim credibilitatea unui material. Eu voi folosi o știre, dar această listă de verificare, i-am putea spune, o puteți folosi pentru orice tip de text media. De la, nu știu, o postare pe Facebook până la o reclamă. Ideea este să ne uităm odată la contextul publicării acelui material și apoi la textul materialului. Acolo punem întrebările și acolo găsim răspunsurile. Poți această listă de verificare, acest checklist și folosește-l să stabilești în ce măsură un material este imparțial sau nu, dezinformează sau nu. Pentru ilustrare, am ales un articol pe un subiect cu care cel mai probabil sunteți familiarizați, și anume balena albastră. Sau poate că nu. Nu contează, vom vedea la urmă unde se încadrează articolul. Să vedem. O elevă a anunțat că joacă balena albastră. În 40 de zile mor. Cum vi se pare titlul? Este senzaționalist sau nu? Este un titlu ok? Ați da mai departe știrea doar după titlu pe contul de Facebook? Vi se pare titlul destul de convingător cât să-l distribuiți înainte de a citi articolul? Pentru asta v-am pregătit o ultimă întrebare în acest webinar. Înainte să dau share, alegeți, vă rog, răspunsul care vi se potrivește cel mai bine. Dacă sunt de acord cu informațiile, dau share imediat. De obicei, îl citesc și mă asigur că informația e pe bune. Doar uneori îl citesc și mă asigur că informația e pe bune. Nu obișnuiesc să citesc cu atenție, ceea ce dau mai departe. Vă rog, fiți sincer, nu ajută pe nimeni să ne mințim. Așteptăm câteva secunde până votează toți. Sigur că da. Wow! 71%, de obicei îl citești și mă asigur că informația e pe bune. 20, aproape 20% ați spus că doar uneori îl citești și mă asigur că informația e pe bune și câțiva, dacă sunt de acord cu informațiile, dau share imediat. Ce utilizator responsabil sunteți? Nu obișnuiesc să citesc cu atenție 0%. Sunteți practic... pe invers cu rezultatul unei cercetări făcute fix acum un an, în aprilie 2016, de Columbia University, care a văzut că 6 din 10 utilizatori dau share la articole fără să le citească.
Deci, cumva, nu faceți parte din acel profil. Interesant. Bun. Am stabilit cât de responsabili suntem pe Facebook. Cel mai probabil, titlul acesta senzaționalist pe care vi l-am arătat nu ar fi plecat de pe contul tău de Facebook direct către prieteni. Ceea ce e foarte bine, pentru că se pare că oamenii tind să creadă știrile care sunt recomandate de prieteni. Credibilitatea prietenilor cântărește mai mult decât credibilitatea sursei inițiale, se pare. Este o concluzie a unui studiu de la The Media Insight Project. E un studiu foarte recent pe care vă sfătuiesc să-l căutați online cu cuvintele cheie Media Insight Project, Nieman Lab. Dacă doriți mai multe detalii, vă pot trimite după webinar. Deci iată că e important să fii un pic responsabil cu informațiile pe care le distribui online, pentru că prietenii noștri tind să ne creadă. Bun, ne întoarcem la articol. Să zicem că v-a trezit interesul acest titlu și vreți să citiți mai departe, să deschideți articolul, aveți puțin timp la dispoziție și deschidem articolul. Să știți că acesta este tot articolul, n-am ales eu doar un fragment din el. Ce vedeți în față este tot articolul. Avem titlu, am stabilit, cred că este un titlu senzaționalist, nu știu dacă ați răspuns pe chat, dar vă spun eu, este un titlu senzaționalist, acolo unde ai cuvântul mor în caps, n-are cum să fie altfel. O fotografie ilustrativă Pixabay și știrea spune că o elevă din Bac că și-a anunțat prietenii că mai are exact 49 de zile de trăit, scrie antena1.ro. Fata a intrat în teribilul joc Balena Albastră. Loredana s-a interesat despre cum ar putea lua legătura cu cei care organizează jocul. După care a confirmat că s-a înscris și că a trecut de primul nivel. Te sinucizi? A întrebat un prieten. Yep, a răspuns tinera. Știu ce e, deja am trecut de primul level, acum mai am 49 de zile, a mai scris ea pe o rețea de socializare. Să cred, să nu cred, imaginea încearcă să-mi inducă ceva, o idee despre o sinucidere. Autorul pare foarte sigur pe informație, din moment ce anunță cu atâta siguranță că mai are exact 49 de zile de trăit. Totuși, e serios, nu? Am prieteni cu adolescenți și aș vrea să afle și ei despre lucrurile astea. Ce să fac? Să-l distribui sau nu-l distribui? Bun, ok. Încă ne punem întrebări. Haideți să vedem contextul publicării. Să vedem unde este publicat materialul. Unde este publicat materialul, când, cui aparține site-ul, dacă este o sursă de credibilă sau nu, cine este autorul și ce interese are. Să le luăm pe rând. Unde este publicat materialul? La antena3.ro. Credibilitatea sursei o stabiliți dumneavoastră. Nu o să vă spun eu dacă este o sursă credibilă sau nu. Sau deja ați stabilit-o. Autorul necunoscut. Nu prea putem afla ce interese are sau cine este autorul, doar din literele ST. Putea foarte bine să fie AB. Ce mai era? Sursa. Nu? Să zic bine? Bun, am aflat unde este publicat, deja stabiliți dumneavoastră dacă este credibil sau nu sursa, autorul nu e. Până acum stăm bine, cred că articolul deja suferă de lipsă de credibilitate. Sper că sunteți de acord cu mine. Mai departe, ce alte întrebări ați mai putea pune ca să vedeți dacă totuși este o știre de luat în seamă? Răspunde la întrebările știrii. Cine, ce, unde, când, cum și de ce? O știre completă ar trebui să răspundă la aceste întrebări. Haideți să vedem la ce întrebări răspunde. Răspunde la primele trei întrebări. Cine? O elevă din Bacău, Loredana. Ce? Și-a anunțat prietenii că mai are exact 49 de zile de trăit.
și unde a anunțat pe o rețea de socializare. Nu știm când s-a întâmplat asta, nu știm cum a făcut să se înscrie, cum funcționează jocul, cum de ajunge să se sinucidă și nu știm de ce, pentru că punctul de vedere al lor, dar ne lipsește, nu? Deci avem așa, până acum, titlul senzaționalist, nu știm autorul, nu răspunde la toate întrebările știrii, totuși insistăm și mergem cu analiza mai departe, că de aceea suntem la webinar să exersăm. Haideți să vedem. Sursele informațiilor sunt ușor de identificat? Păi nu prea sunt, pentru că Loredana nu este prezentă, nu știm de ce Loredana a pus acolo mesajul. Avem o sursă secundară, Antena 1. Da? Care este din același trust cu Antena 3, deci nu este o sursă independentă. Iar sursa primară este greu de identificat. Sunt citatele scoase din context? Ce părere aveți? Eu zic că sunt. Te sinucizi? A întrebat un prieten. Yep, i-a răspuns tânăra. Știu ce e, deja am trecut de primul level, acum mai am 49 de zile. Mie mi se pare că sunt câte două citate scoase din context, nu știu exact, cum spuneam mai devreme, nu știu exact cum a făcut să se înscrie în jocul acesta, cum funcționează, dacă nu cumva este un mesaj pus pe Facebook doar ca să impresioneze câțiva prieteni, toate lucrurile astea lipsesc din acest articol. Mai departe. Sigur, acest articol este unul scurt, foarte scurt. L-am ales așa scurt din motive de timp, dar această listă pe care o vedeți acum pe ecran vă poate ajuta să stabiliți în ce măsură jurnalistul respectă dreptul la informare corectă. Și anume, nu își dă cu părerea într-un articol de informare, nu generalizează, nu instigă, nu folosește stereotipuri sau sintagme care să minimizeze sau să maximizeze importanța evenimentelor, nu folosește verdicte fără argumente sau informații trunchiate. Atenție, mai e ceva aici, la acest punct. Atunci când stabilim imparțialitatea relatării, propriul nostru bias, deci propria noastră părtinire sau partizanat contează. Și vă dau un exemplu. E posibil să vedem neutralitate chiar într-un articol care este foarte tendențios negativ față de un grup anume, cum ar fi, să spunem, romii sau minoritățile sexuale. Tocmai pentru că prejudecățile noastre ne împiedică să percepem conotațiile negative din acel articol. Este un bun exercițiu să încercați să vedeți cum se întâmplă în cazul vostru. În articolul nostru am identificat două cuvinte care ar putea să încline balanța atitudinii jurnalistului. Exact 49 de zile și teribilul joc Balena Albastră. Bun. Recapitulez. Titlul senzaționalist, nu cunoaștem autorul, nu... sursele sunt, sursa e din același surs, deci o sursă secundară din același trust, mă scuzați. Avem și ceva atitudine a jurnalistului judecată de valoare, teribilul joc Balena Albastră, dar nu avem informații de context despre acest teribil joc Balena Albastră, care ar putea să ne lămurească de ce este teribil. Punctul de vedere al Loredanei, spuneam mai devreme, nu apare, nici măcar al părinților Loredane. Jurnalistul a cules o informație, a pus acolo cu un titlu senzaționalist și nu s-a mai chinuit să ne dea și informații care să pună subiectul în context.
Nu știm, repet, în ce context Loredan a postat acel mesaj. Putem specula foarte mult pe baza acestui articol. De altfel, majoritatea articolelor pe acest subiect omit informații esențiale care ar putea arăta că, de fapt, nu e rost de panică, că nu poate fi stabilită o legătură directă între un joc și încercările de sinucidere. Nu știu în ce măsură v-ați documentat despre acest joc, dar presa din România, eu am găsit acest articol de la Antena 3, dar Adevărul și Digi și alte câteva site-uri de știri au relatat despre acest joc în care fără să aibă informații dovedite cum că ar fi o legătură între diverse sinucideri și acest joc. De multe ori lipsesc întrebări simple legate de accesul copiilor la joc. Vă mai dau un exemplu în acest sens. 6 copii din Dâmbovița au accesat jocul Balena Albastră și au parcurs mai multe etape. Cel mai tânăr are 9 ani. Iată și știrea. Polițiștii din județul Dâmbovița au identificat până în prezent 6 copii. Mă scuzați ce am făcut aici, eram. Iar unii dintre acestea au parcurs mai multe etape până în momentul în care se află că sunt înscriși în joc. Cum i-au identificat pe acești copii, nu aflăm din articol. Câte etape au parcurs, de ce au accesat jocul, ce aveau de gând, când s-a întâmplat, până în prezent, de când până în prezent. Discursul articolului este puțin alarmist, panichează, până în momentul în care au fost descoperiți, de parcă ar fi niște infractori. Mă rog, este un alt exemplu din această serie de articole, ca să vedeți cam cum sunt prezentate informațiile scoase din context și fără să răspundă la diverse întrebări care ar putea să ne ajute pe noi să înțelegem mai bine niște lucruri. Tind să cred că este o relatare intenționat, care dezinformează intenționat, cu scop probabil de a atrage traficul online. Și bineînțeles cu rabat la etica jurnalistică, etica și responsabilitatea jurnalistică. Ce te mai poate ajuta să stabilești credibilitatea unui text sunt cei 3 C. Când textul nu are coerență, claritate și concizie, de obicei intenția autorului nu e de aici respect pentru dreptul la informare. Deci și acești 3 C sunt o măsură care te pot ajuta să stabilești imparțialitatea unui material. Bun. Ia să vedem. Trece testul articolul nostru, mă tem că nu-l trece. Titlul senzaționalist, autor necunoscut, publicat pe Antena 3, răspunde, nu vreau să implic nimic pe Antena 3, poate că sunt și știri corecte sau complete, dar v-am spus, credibilitatea sursei rămâne la decizia fiecărei în parte. Nu răspunde la întrebările când, cum, de ce. Sursele sunt secundare, iar cele primare greu de identificat. Autorul își dă cu părerea, citatele sunt scoase din context, lipsesc puncte de vedere importante, lipsesc informații care să pună subiectul în context. Deja, dacă ai bifa mai mult de jumătate din această listă, atunci poți să arunci știrea la gunoi, pentru că cel mai probabil este vorba de o dezinformare. Noi am bifat mai mult decât atât, nici nu știu ce e bine cu acest articol. Sper că am reușit să... Dacă am parcurs mult prea rapid pașii, vă rog să-mi spuneți. O să mă opresc puțin să mă uit pe chat, să văd dacă au fost întrebări de lămurire. Ana, bănuiesc că tu ai urmărit chat-ul, poți să-mi spui ceva despre asta? Da, avem o întrebare și anume, care e diferența între manipulare și dezinformare?
Mulțumesc. Dezinformarea este o formă de manipulare. Manipulările pot fi de mai multe feluri, mai mici sau mai mari, de la dezinformare sau știri părtinitoare, până la control informațional, așa cum era folosit, cum este folosit în dictaturi și cum a fost folosit atâția ani în România comunistă. Este destul de lămuritor, sper. Mai există situații în care confundăm propaganda cu manipularea. Propaganda este mai degrabă o formă de persuasiune care apelează la emoțiile publicului în ideea de a-l face să acționeze într-o anume direcție sau alta. Manipularea folosește de foarte multe ori informații eronate. Deci dezinformarea este o formă de manipulare. De altfel, o să vedem puțin mai încolo diferența dintre o știre părtinitoare și manipulare așa crasă. Legat de acest articol, mai sunt și alte întrebări, scuze, apropo. Deocamdată nu, mulțumesc. Bun, mulțumesc și eu. Apropo de acest articol și de sursele primare, vă spunem că tindem să credem mai mult sursa prieten decât sursa inițială. Cred că este important să vă asigurați care este sursa inițială a materialului și veți vedea în cazul nostru de ce. Această știre, așa incompletă cum este ea, e parte dintr-o serie de relatări alarmiste pe acest subiect. Aici am făcut un screenshot cu o parte dintre titlurile și relatările pe acest subiect. Majoritatea nu încearcă să lămurească o situație sau să relateze neutru despre această situație, ci încearcă să panicheze părinții cu adolescenți. Asta este părerea mea. Puteți să nu fiți de acord, dar cam asta cred eu că este situația. Și, apropo de informații de context, am găsit-o pe Loredana. Am găsit sursa primară pe Facebook. Și a fost destul de simplu. Am folosit niște cuvinte cheie. Loredana Bacău 49 Balena. Iată. Am găsit postarea inițială. Mă scuzați că folosesc barbarismul postare, dar este foarte folosit și bănuiesc că familiar. Nu știu cum să zic. Postare. Facem acest compromis astăzi. Se pare că acesta este dialogul de unde a fost preluată informația din articol. De fapt, e destul de clar că avem desinucizie. După cum puteți observa, emoticoanele sunt scoase din articolul nostru. Niște reprezentări care ar putea să care ne dau totuși o măsură a mesajelor Loredanei. Și asta cred că o să vă amuze. Vă rog să vă uitați, este Loredana care a văzut articolul de pe blogul danandronic.net, care este sursa de unde a scris și Antena 3. Motivele lui Dan Andronic nu pot eu să vă răspund acum, va trebui să le stabiliți dumneavoastră. Dar vreau să vă uitați la data postării Loredanei, este 31 martie. Asta nu a împiedicat Antena 3 să scrie acest articol pe care l-am analizat mai devreme, în data de 3 aprilie. Iată cum te poate ajuta o simplă documentare din mai multe surse să stabilești credibilitatea unui material. Cred că e destul de ușor să înțelegem de ce acest material a fost făcut și nu cred că a fost făcut cu scopul de a informa corect publicul Antenei 3. Bun. Dacă aveți întrebări până acum,
Văd aici cineva a lăsat și harta media din România într-un link. Mulțumim. Bun. Mergem mai departe. Apropo de ce este diferența între dezinformare și manipulare. Este o știre părtinitoare, o știre falsă? Ce credeți? Vă las câteva secunde să îmi spuneți părerea pe chat. O știre părtinitoare nu e o știre. Este o știre până la un moment dat. Pentru că cam da, este falsă. Nu neapărat, e subiectivă, dar nu neapărat falsă. V-am pregătit un mic infografic pentru răspunsul la această întrebare. Granița aceasta între știri părtinitoare și știri corecte, de exemplu, poate întrepătrunde. De exemplu, o știre care este publicată pe un site de știri cu o credibilitate mare, care a dovedit credibilitate prin știrile corecte de până atunci, poate conține citarea doar a anumitor surse sau doar anumite puncte de vedere. Ce vreau să spun e că și site-uri credibile de știri uneori conțin știri părtinitoare. Deci, nu știu dacă știți, a fost la un moment dat o inițiativă de a pune niște etichete pe acest site, este propune știri false sau e foarte greu să etichetezi un site cu totul că ar promova știri false și să nu-l mai folosești ca sursă de informații, pentru că s-ar putea să pierzi informații importante. Într-o știre părtinitoare, dacă știi ce întrebări să pui, uneori poți să dai și peste informații utile sau care ar putea să-ți folosească. Da. Știrile false, spuneam și mai devreme, de obicei nu apar pe site-uri cunoscute de știri. Știrile false, acele cu intenția declarată de a înșela și de a dezinforma publicul, nu apar pe site-uri cunoscute de știri, pot să apară pe clone sau pe site-uri care difuzează frecvent știri false. Cineva a făcut un site, îi spune verificasursa.ro, bănuiesc că îl cunoașteți. E bun de folosit pentru că acolo veți găsi ceva recenzii despre diverse site-uri de știri, dar nu sunt site-uri de știri, sunt mai degrabă niște site-uri care dezinformează foarte mult în diverse direcții. Și vă poate da niște informații de context pe care să le folosiți atunci când stabiliți credibilitatea sursei. Vă spuneam la începutul webinarului despre această dezbatere publică destul de inflamată despre știrile false care fac și drept și ne dezinformează și ne manipulează. Cred că ne concentrăm foarte mult pe un concept, pe o etichetă, încercăm să găsim soluții care de tipul band-aid, pe care le pui pe rană și ne așteptăm ca rana să dispară și lăsăm la o parte discuția asta despre părtinirea nuanțată, care este mult mai puțin evidentă și deci mai greu de observat și astfel mai influențabilă. Cred că e un punct important pe care îl evităm așa, noi mai dăm importanță pentru că în fața ochilor luminează știrea falsă. Știrea falsă care nu știm ce ne face. Mă rog, ce este important?
e să-ți faci acest obicei de a chestiona informațiile. Gândește-te înainte să dai share, dă mai aici, deja am văzut că majoritatea din participanților se gândesc înainte să dau share, să dea share. Și dacă acest webinar ți s-a părut interesant și util, dă mai departe prietenilor, colegilor sau familiei. Puteți găsi pe site-ul MediaWise.ro cel puțin două infografice utile pe acest subiect, pe care le puteți folosi ca să vă exersați acest obicei de a chestiona informațiile. Sunt într-un... grafica este prietenoasă drăguță, credem noi. Acesta este un 6 întrebări pe care să le ai în minte atunci când te uiți la o dezbatere. Știm bine cum au loc dezbaterile la televizor, nu prea sunt dezbateri, sunt mai degrabă șuete în care moderatorul își dă cu părerea și nu prea are interesul de a scoate informații utile de la invitații săi. De multe ori invitații generalizează și stârnesc panica și instigă și atunci, în momentul în care aveți aceste întrebări în minte și vă uitați la un astfel de, o astfel de dezbatere, va fi mult mai simplu să înțelegeți dacă merită să rămâneți acolo sau nu, sau să dați crezare celor spuse la dezbatere. Ana m-a rugat să gândesc și o temă pentru acest webinar. Cred că aceasta e o temă simplă, care vă va ajuta să aprofundați și mai bine ceea ce am încercat să vă arăt în acest webinar. Alege același subiect și vezi cum este relatat de trei site-uri de știri diferite. Reține diferențele de abordare, stabilește ce informații lipsesc, decide care dintre articole îți oferă cea mai corectă și completă relatare a subiectului. Cel mai probabil, cea mai corectă și completă relatare a subiectului ți-o va da lectura celor trei articole împreună. Dar de dragul exercițiului, haide să stabilim și cel mai imparțial articol. Aștept temele pe e-mail, nu, Ana? Zic bine? Da, temele o să le primim noi, o să primească temele și indicațiile pe e-mail după. Ok, bun. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și participare. Sper că a fost util. Urmăriți-ne la MediaWise.ro, puteți să vă înscrieți pe newsletter, să urmăriți resursele și atelierele noastre și pe curând! Mulțumim mult, Nicoleta, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi, iar tuturor vouă vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim, cum am zis, zile următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Nicoletei și tema, provocarea webinarului. Acum mă grăbesc să închid webinarul repede pentru a porni acel formular de feedback pe care vă rugăm să-l completați. Mulțumim, la revedere!